Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Interviurile lui Cristoiu. Așa cum am scris și am spus de nenumărate ori, sunt un om curios. Nu puteam, în cadrul acestei curiozități, să nu o invit la o discuție pe doamna Elisabeta Lipă. Să rămână, doamnă. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație și pentru curiozitate. Da. Domnia asta este ca notoare, un domeniu la care chiar nu mă pricep, habar n-am, dar mi s-a părut interesant din ceea ce am citit. Un clișeu gazetăresc care spune că e o legendă vie, n-am înțeles de ce trebuie să fim legende și vie. Și înainte, va fi un interviu de personalitate, domnule, trebuie să spun telespectatorilor că toate CV-urile noastre se referă la performanțele sportive. Eu voi arăta că aveți o carieră și cu performanțe intelectuale. Deci, ați făcut în 94, ați terminat Institutul de Educație Fizică și Sport București. În 2006 v-ați luat doctoratul la Universitatea de Educație Fizică și Sport. Am văzut și tema cauzele și efectele longevității sportive în sport de rezistență. 2004, chestor al Poliției Române, 2009, președinte al Clubului Sportiv Dinamo București, este maestru emerit al sportului, președinte al Federației Române de Canotaj, are aleasă în martie 2021, a fost la Tokyo și s-a întors, canotajul a obținut acolo victorii față de alte discipline. V-am invitat să discutăm mai despre personalitate și despre această ciudățenie, olimpiadă în pandemie. Înainte de toate, vreau să vă întreb, sunteți canotoare, da? Spuneți-mi și mie când e cel mai greu moment, când vă depășește adversarul sau când dumneavoastră îl depășiți? În primul rând, încă o dată vă mulțumesc și nu este corect, domnule Cristoiu, uitați-vă ce dosare aveți și câte curiozități aveți despre mine, iar eu sunt cu masa complet albă. Nu știu telespectatorii, eu știu multe despre mine, am citit interviurile și vă știu mult. Puneți-mi cum e cu asta. Deci, sunteți la vâsle, da? Deci, când e momentul? Haideți că vă spun și când este momentul. Deci, cel mai bine... Deci noi în canotaj mergem concursul și antrenamentele și tot mergem cu spatele. Da. Ați văzut. De la start la sostire și la antrenamente, normal, mersul este singurul cu spatele. Singurul domeniu unde mergi cu spatele e succes. Vă rog. Da. Vă rog. Așa este. Și atunci, normal că cel mai fericit ești atunci când tu ești în față și ai adversarul în spate. Când el este în fața ta și tu reușești să-l depășești, asta înseamnă că ai valoare, că ai pregătire bună, că antrenorii au știut să te ducă să fii în cea mai bună formă sportivă, ca atunci când te alinii la startul Jocurilor Olimpice, că vorbim despre Tokyo, ești în stare să te lupți cu marile puteri. Dar cel mai bine și cel mai bine este așa să vezi adversarul fața ta. Da, acum îmi dau seama că eu n-am ținut cont de faptul că trageți cu spatele. Că mă gândeam că dacă dădeați cu fața era greu. Dar așa îl vezi și atunci îți dă forța exact, aia. Cum e bine să-ți drămuiești forțele? Să-ți drămuiești forțele, vă învățați și drămuirea forțelor pe parcursul probei? Cu siguranță că toate aceste lucruri se învață în antrenament. Deci te educi în antrenament. Și să știți că un campion întotdeauna are nevoie și de școală, are nevoie să fie campion și la școală, pentru că de asta se numește și canotaj academic. Nu poți să faci sport doar cu mușchi. Am uitat că sunteți academicien, da. Nu poți să faci sport doar cu mușchi, trebuie să și gândești. Există și canotaj pur și simplu? Nu există canotaj. Se numește academic pentru că erau numai studenți. Da, numai studenți, da, este sport de... De-aia v-ați dat de doctoratul. Nu, să vă povestesc și cu doctoratul. Și toate aceste lucruri ți le antrenezi în miile de
ore la antrenament, mii de kilometri, și atunci ai diferite teme la antrenament când pregătești startul, după start, mijlocul cursei, finish-ul. Și aici ține și de maestria antrenorului, care să știe să te aducă la performanța maximă atunci când ai competiția cea mai importantă, fie că sunt jocuri olimpice, europene, campionatele europene sau campionatele mondiale. 8 rame plus cărmațe. Spuneți-mi, contează foarte mult antrenorul când face când alcătuiește un echipaj. Care sunt criteriile? Întotdeauna, când alcătuiești un echipaj, valoarea primează. Antrenamentele sunt... Valoarea individuală? Valoarea individuală, sigur că da. Antrenamentele sunt cronometrate, sportivul suferă, să zic, de-a lungul anului competițional, tot felul de teste în care el își demonstrează valoarea. Și cu siguranță că atunci când se pregătește și participă la selecție, selecția întotdeauna se face în bărci mici, fie în simplu, fie în dublu. Adică un echipaj de la început, înaintea unei competiții, nu, se face? Niciodată. Niciodată. Deci, cum niciodată? Barca mică face evaluarea. Nu, dumneavoastră, când, acum când au fost ai noștri la Tokyo, înainte de competiție s-a făcut echipajul, da, sau se face din cele mai vechi... Nu se face din cele mai vechi timpuri. Haideți să vă spun. Da, început... E foarte important, pentru că de fapt este o chestiune de psihologie foarte importantă, că până la urmă e un echipaj, iată, să stea într-o barcă împreună. Și culmea, canotajul este un sport individual care se practică în echipă. Da. Dar trebuie să ai valoare individuală. Și cum o să vă povestesc? Au început pregătirea anul trecut, pe 1 octombrie. Da. Au avut două luni de pregătire pe Snagov, care înseamnă un antrenament, să zic, mai ușor, cu tehnică, pui accent pe tehnică și pui accent pe pregătire fizică specifică pe rezistență. Da. Adică să faci kilometri fără mulți. Nicio legătură cu echipajul. Fără nicio legătură. Deci simpluri. Fiecare individual iese în simplu și face un număr de kilometri și nu-i face cu intensitate. Da. Îi face așa cu intensitate medie, adică clădește baza. Da. După care, pe 7 decembrie, tot lotul, pentru că la noi se face frig, apele îngheață și noi nu avem unde să ne pregătim. Și pe 7 decembrie, tot lotul olimpic a plecat în pregătire în Italia, la Piediluco, în jur de 150 de kilometri de Roma, unde temperatura este constantă, avem acolo tot ce ne trebuie ca și logistică vorbind, și acolo s-au pregătit din decembrie până în aprilie. Și acolo s-a desfășurat toată selecția pentru alcătuirea echipajelor. Și normal că antrenorul știe, în funcție de antrenamentele pe care le dă, pe ceas evoluția fiecărui sportiv. Și după care începe și alcătuiește echipajele. Din simplu, în toamnă când își clădesc baza, după care intră în dublu sau în dublu rame sau dublu vâsle, depinde, și abia înainte de un, să zic, un obiectiv major, alcătuiește barca mare, care înseamnă fie 4, fie 8. Aici la Tokyo câte au fost? O singură barcă, 8? Da, păi nu poți... Nu, stați, pe întrebarea. Da, o singură barcă. Și a selectat din cât ești? Păi a selectat... Păi este foarte dramatic. Deci dramatic, normal că este dramatic. Deci s-au pregătit pentru acești 8 câți? Deci lotul de fete, ca să vorbim fete, de un singur lot, a plecat la drum cu 26 de sportive. Din care ales numai 8. Din care se aleg barca de 2. Da. Se alege în funcție de unde crede antrenorul că are șansele cele mai mari. Se alcătuiește în ordine valorică. Da. Și atunci, ai șanse în barca de 2, te duci 2. Cele mai bune, bun, le bagi în barca de 2. Ai șanse în barca de 4, atunci te duci pe
cele mai bune sportive în barca de 4. Ai șanse în 8, te duci cu cele mai bune sportive în barca din de 8. Din cele 26, câte au rămas pe din afară? Păi, din 26 au rămas pe din afară 4 fete. Și n-au scris pe Facebook să protesteze? Nu. Nu se întâmplă așa ceva? Nu se întâmplă așa ceva, pentru că ele, dacă au rămas pe din afară, asta înseamnă că toate celelalte au fost mai bune decât ele. Eu mă așteptam să... Știți că la noi, dacă dai afară pe unul din presă, din... Nu, dacă îl critici pe unul într-o redacție, scrie pe Facebook. Da, nu știu, dar nu există, pentru că selecția este foarte clară. Da. Totul este la vedere și sportivul vede dacă merită să fie într-o barcă sau nu merită. Bun, la 8. Da. Când se alcătuiește echipajul, se ține cont și de o minimă unitate sufletească? Sigur că da. Păi, da? Minima unitate... Nu numai mușchi. Nu numai mușchi. Minima unitate sufletească ajută acolo când ești la bătaie, la sutimi. Pentru că atunci când ai o echipă în adevăratul sens, da, al cuvântului, care nu doar este foarte bună la antrenament, ci este foarte apropiată sufletește și în afara antrenamentului. Trebuie să se cunoască foarte bine una pe cealaltă, trebuie să se sprijine una pe cealaltă, să se suplinească, să zic, în funcție de starea fiecăreia la momentul respectiv. Și atunci când se adună toate aceste ingrediente, cu siguranță că rezultatul este altfel. Iar eu am avut șansa 3 ediții a Jocurilor Olimpice să fac parte dintr-o echipă de 8+1 perfectă. Bun, e interesant. Există în interiorul acestor echipaje posibilitatea intrigilor, bătăliri? Sunteți, până la urmă, oameni. Da, există. Haideți să vă dau un exemplu. Da, e foarte interesant. E vorba de, până la urmă, de o chestiune ca și în politică, ca în general. Da. E vorba de sudarea unei mașinării unde sunt totuși oameni. Corect. Da, zici, povestiți-mi. Deci, barca mică întotdeauna duce către succes barca mare. Asta deja e un maxim. În ce sens? Barca mică. Barca mică. La antrenamente ieși în barca mică. Niciodată nu faci cu aia mare. Niciodată nu faci cu aia mare, decât atunci când consideră antrenorul, înainte de competiție, da, să intri în barca mare. În rest, barca mică înseamnă câți? Barca mică înseamnă ori simplu, ori dublu. Da. Aici să fac selecțiile. Vă rog, da. Așa. Și atunci, vă dați seama, dacă ai 6-7 dublouri, care înseamnă 14 fete, da, și în barcă intră doar 8. Da, deci bătălia este mare, cruntă, pentru că fiecare vrea să obțină un loc în barcă. Și atunci, la antrenamente... Cam viață. Cam politică. Nu te cunoști. Zici că nu ți-ai văzut colega în viața ta și că tu trebuie să fii mai bună tu, da, decât ai fost azi, să fii mai bună decât ai fost ieri și și mai bună decât ai fost, decât vei fi, nu știu, peste nu știu cât timp. Și atunci, la antrenamente, noi eram foarte rele. Foarte rele. Una cu alta. Una cu alta, da. Cam politic. Că știam că... Era politică, bătălia, da, pentru putere. Bătălia să ocupe un loc în barcă. Pentru că știam că dacă suntem rele între noi, cele mai bune vor intra în barcă. Normal că tu, dacă nu intri, suferi, că ai muncit un an de zile sau 4 ani de zile pentru Jocurile Olimpice, dar că aia a fost valoarea ta la momentul respectiv și tu nu meritai să fii acolo. Dar tu ți-ai făcut treaba dorindu-ți să fii în barca aceea. Dar în schimb, când se termina antrenamentul, pe mal, cum spunem noi, eram surori. Pentru că viața asta de cantonament, cantonamentul prelungit, că în canotaj noi stăm în cantonament cam 11 luni din 12. Este practic prima ta familie acolo și trebuie să îți faci viața frumoasă într-un colectiv frumos, unde există și împliniri, și neîmpliniri, și suferințe, și bucurii, că ajungi să te cunoști foarte bine și cu problemele fiecăreia. Dar asta te face mai puternic și te ajută să performezi. Da. Când o să obțină o medalie, aici nu se obține de tot echipajul, da? Corect. Cum împărțiți gloria?
Gloria este a tuturor. Vă trece în drept CV-ul fiecăruia. Bineînțeles, da. Păi deci, nu poți să treacă la cine, la unul singur. Înainte de emisiune, să spun telespectatorilor, m-am interesat dacă doamna Lip a fost cârmat și era foarte supărată. Ce mie mi s-a părut? Dar n-a fost supărată, nu, dar mi-aș fi dorit să fiu cârmat. Păi stați un pic. A, știu, multă lume îți dorește să fie cărmaci cu cămare. Care e rolul cărmaciului? Dar eu nu mi-am dorit să fiu cărmaci cu cămare. Eu mi-am dorit, mi-aș fi dorit să fiu cărmaci. Hai să vorbim de cărmaciul la barcă. Deci, la e barcă. Un lider, e lider? Ce e rolul? Care e rolul cărmaciului? Cărmaciul din barcă nu este lider. Niciodată nu poate să fie el lider, dar are un rol determinant, în ce aș sens? Putea să spun. În primul rând, el nu face efort, ca să ne înțelegem de ce mi-aș fi dorit deci eu să... Deci nu să fie sportiv? Nu. Da, el este sportiv, dar nu depune efort ca și un trăgător. Da. Trebuie să aibă 50 de kilograme. Da, dacă... Deci n-are dar voie. Nici noastră n-aveți voie să fiți prea... Nu, dar în funcție de înălțimea fiecăruia... Asta e o condiție, da. Da, este o condiție, nu poți ca să nu-l trage noastră pe el sau pe ea. Să nu-l trageți, dar să nu tragem cărmaciul, să aibă mai multe kilograme, nu-i nicio problemă. Te primește în concurs, dar te respinge echipa. Pentru că orice plus îl cari, nu... Am înțeles, am și când ești la bătaie acolo, la ciocuri, normal că poți să spui că și din cauza kilogramelor în plus. Așa. Deci el este mai mult... Și el e singurul cu fața. Și el este singurul cu fața, da. Deci trebuie să aibă 50 de kilograme. Trebuie să aibă 50 de kilograme. Trebuie să fie inteligent. Trebuie să fie inteligent. Toți trebuie să fie inteligent. Nu există... Nu poți să ieși campion dacă nu ești inteligent. Dacă nu poți să gândești cursa aia, că nu poți să te urci în barcă așa sau oriunde. Nu știu, ascultează cărmaci. Intri pe teren și faci de capul tău. Deci trebuie să ai o inteligență. Cărmaciul are un rol determinant în ce sens? În primul rând, el trebuie să cunoască foarte bine echipa și să simtă barca, să simtă alunecarea bărcii. Este ordinar. Așa, cărmaciul trebuie să ducă barca perfect pe mijlocul culoarului. Un culoar care are 13 metri. Și pe care noi nu vedeți că sunteți cu spatele. Și pe care, normal, noi nu vedem că suntem cu spatele. În momentul în care el face slalom stânga-dreapta, că niciodată într-o barcă nu o să ai 8 sportive egale ca înălțime, forță, inteligență și tot. Aici intervine rolul cărmaciului, ca el să știe, să simtă barca și să poată să o ducă perfect pe mijlocul culoarului. Pentru că orice abatere stânga-dreapta costă în... Da. Secunde. După care el are obligația să anunțe echipajul unde se regăsește. Vă dați seama în timpul cursei ce ar însemna 8 fete în cursă să scoată capul stânga, dreapta, să se uite după adversar unde e. Da. Deci are obligația să anunțe echipajul unde se regăsește și ce trebuie să facă. El trebuie să se înțeleagă din priviri cu ștrocul bărcii, ca ștrocul din cauza efortului nu poate vorbi cărmaciul. Dar dacă îi face niște semne din ochi, din gură, din nu știu, îi face niște semne, el trebuie să știe ce înseamnă semnele alea și dă tonul echipei ca să schimbe ceva în lovitură în timpul cursei. Mi-ați oferit o imagine, nu m-am gândit la ea. Deci putem compara o țară care are un cârmaci cu un echipaj. Noi, noi stăm cu spatele. Noi perfect. Se pliază perfect. Și cârmaciul știe pe unde să merge, da? Da. Avem mai bun președinți sau cârmaci? Nu, cum? Adică foarte interesantă această imagine. Până la urmă este o țară mică care e într-o barcă, că e altă imagine. Da. Suntem toți în aceeași barcă. Da. Și cineva, noi nu știm unde merge, noi dăm din vâzle cu tare, cu tare, dar cărmaciul trebuie să știe pe unde suntem. Când se zicea
când sunteți în competiție, când ați în competiție, echipajele în alte care erau? Rusoaicele, nemțoaicele sau... Deci, cum le spuneați? Bineînțeles, rusoaice, nemțoaice, olandeze, americanice, canadiene, neozeelandeze, de slavă Domnului. Avem... Nu, dar le spunea, cărmaciu vă spunea, da, rusoaicele, da, sunt, da, în față, da, sau în spate. Da. 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 Ce rol are anunțul, asta numea, suntem în urmă sau în față, vă ambiționează sau nu? Sau le vedeți și dumneavoastră? Nu, noi putem să le vedem doar cu coada ochiului. Oh. Atât. Văd că suntem niște roboți acolo. doar cu coada ochiului putem vedea adversarul în timp ce tragi, pentru că ești ori pe stânga, ori pe dreapta, da? Și vezi cu coada ochiului unde este adversarul. De asta rolul cărmaciului este esențial, pentru că el spune suntem, nu știu, la un sfert de barcă sau suntem la jumătate, da, de barcă. Acolo... Întăriți 10 lovituri, nu știu, la jumătatea cursei. Am plecat de lângă adversar. Foarte bine, încurajezi echipa, pentru că efortul este foarte mare și ai nevoie și de încurajare, că faci bine ceea ce faci și atunci ai altă stare. Da, și uneori depinde de o secundă. O secundă e mult. Da, da, este facem mult. O pauză. Eu mă împăr rog că nu m-am făcut canotul. Nu, e cărmaci, foarte frumos. Cărmaci, dar toată lumea fuge de muncă. Cărmaci, toată lumea să meargă cu spatele și eu să le spun pe aici acolo, ține în linia dreaptă. Facem pauză. Am revenit un dialog cu Elisabeta Lipă, maestră emerită a sportului. O legendă vie a sportului românesc. Ați înțeles, mi-a plăcut foarte mult înainte, o țară, indiferent și America, este un echipaj care e într-o barcă și condusă de un cărmaci. Vreau să vă întreb următorul lucru. A devenit o modă în ultimul timp ca sportivele, multe din ele ieșite din competiții, să-și amintească ce le-a făcut antrenorul. Unele din ele au fost violate, altele au fost torturate. De ce este, dumneavoastră, ce amintire aveți? Mă rog, ați avut la femeie, dar de ce este această tendință de a spune că antrenorii, antrenoarele, nu știu ce le-au făcut? Nu știu, nici eu nu înțeleg. Ați sesizat acest lucru? Da, da, am sesizat și chiar în mandatul meu de ministru am fost băgată, să zic așa, într-un scandal. Eu care chiar n-aveam nicio vină, pentru că niciodată nu am fost de acord cu bătaia și nu mi s-a întâmplat așa ceva, dar cred că dacă aș fi fost bătută eu la 16 ani, 20 de ani, nu aș fi ieșit să spun după 30 de ani că știți, pe mine la prima ediție sau la a doua sau nu știu, la primul campionat european sau mondial, am avut un antrenor care cum făceam un pas lateral, îmi dădea câte una și nu știu. Toate lucrurile astea ar trebui spuse atunci când se întâmplă. Pentru că din nefericire se întâmplă, avem atâtea cazuri. Că și antrenorii sunt oameni, au și ei ieșirile lor, normal că nu pot fi de acord cu așa ceva. Dar dacă ți se întâmplă, atunci ieși atunci, în momentul acela și spune primul lucru căruia trebuie să spui că un sportiv aparține unui club și aparține unei federații. Ți s-a întâmplat, te duci frumos la președintele clubului sau la președintele federației și spui exact ce s-a întâmplat. Iar președinții au obligația să ia măsuri. Din punctul meu de vedere, acel antrenor nu trebuie să se mai regăsească în activitatea sportivă, pentru că este clar că nu este un bun pedagog. Performanță nu poți să faci cu bătaia. Performanța se face cu zâmbetul pe buze. Oricât de greu ar fi antrenamentul, sportivul dacă iese zâmbind la antrenament, altfel se lipește și acel antrenament de el și altfel are stare de a face și al doilea și al treilea antrenament. Dacă știe că are un antrenor care orice ar face, vine și îi dă câte una, cu siguranță că nici performanța nu va face niciodată. Dacă știe că antrenorul ăla e slab și nu-i zice nimic. Care este...
Se repetă această întrebare și în cazul părinților în vremea din urmă și în cazul profesorilor. Care este raportul între asprime exigențe și a fi democrat? Nu înțeleg. Nu există un raport. Da. Nu poți să contabilizezi, să spui 50% trebuie să fii aspru, 20% bun, 10% să zâmbești și încă 10% nu știu ce să faci. Ci pur și simplu, în primul rând, trebuie să existe respect între antrenori și sportiv. Fiecare trebuie să știe acolo unde este locul. Nici sportivul nu este bine să fie obraznic, dar nici antrenorul, nimeni nu-i dă niciun drept ca el să aibă control absolut asupra sportivului, în sensul că atunci când greșește, pentru că nimeni nu este perfect, când greșește, sportivul, el să ia măsuri. El are obligația să anunțe mai departe. Eu știu că asta se întâmplă în federația mea, pe care o conduc, și nu avem cazuri de indisciplină. Antrenorul este și mamă, și tată, și soră, și frate, și pedagog, și psiholog, și deci el trebuie să aibă toate aceste calități. Pentru că sportivul are și momentele lui când mai puțin bune, pentru că fiind antrenamentele grele, are o stare de oboseală, are o stare proastă, trebuie să te uiți în ochii lui și să-ți dai seama dacă el este bun de a face următorul antrenament, dacă trebuie să faci cu el altceva. Deci, în permanență, tu trebuie să fii în contact cu sportivul ca să îi vezi dacă vrei cu acel sportiv să cucerești titlul olimpic. Dacă ești acolo doar de a bifa niște antrenamente și nu te interesează rezultatele, cu siguranță că nici implicarea nu este 100%, dedicarea. Iar în alta performanță fără ordine și disciplină, nu poți să o faci. Da. O întrebare înainte de a trece la Olimpiadă. Ați fost în atâtea echipaje și toate erau fete tinere. Înaintea unei curse din această decisivă, este important ca antrenorul să știe dacă sunteți îndrăgostite sau nu? Pe oricum antrenorul știe dacă suntem îndrăgostite sau nu suntem. Afectează pentru... dacă sunteți îndrăgostită? Nu are nicio legătură. Păi poate suferiți în dragoste. Și păi nu deja când suferi, una e să fii îndrăgostit și alta e să suferi. Dacă suferi, dai mai bine la vâsle. Deja dacă suferi, atunci trebuie să vină lângă tine și antrenorul și psihologul și medicul, pentru că e clar că nu dai randament maxim. Nici să suferiți, nu văd. Nici să suferiți în dragoste, nu vă dă voi. Ba da, ne dă voi, dar să suferim din dragoste. Este bine să nu suferi din dragoste, să ai noroc. Dar și când ajungi în situația asta, clar că ai nevoie de sprijin. Deci e o problemă. E o problemă, și a federației. Sigur. E problema. Federația, cum să spun... Păi noastră, când ați fost acum, erați și ca un fel de... Erați președinte a federației. Eram președintele federației. Știați toți când ați fost la Olimpiadă, tot despre... Despre fiecare. Da? Tot despre fiecare. Ne cunoșteați pentru că, pe fiecare? Păi sigur că da. Acești sportivi, deci lotul olimpic, da? Și nu numai lotul olimpic, toți sportivii care intră în loturile astea naționale, excepție, da? Naționale, fie că sunt de juniori, fie că sunt de tineret, fie că sunt de seniori, toate sunt sub directa îndrumare a federației. Chiar dacă rolul federației nu se vede, dar să nu-și imagineze nimeni că doar sportivul și cu antrenorul este cel care aduce performanță, pentru că nu are cum. Cum, oricât de bun ar fi sportivul, fără o echipă întreagă în spate, el nu poate să devină campion. Că nu are cum. Dacă e și medic și ăla... Sigur că da, mașinării. Medic, preparator, psiholog. Psiholog, nutriționist, masior, kineto. Rolul federației este ca să asigure toată mașinăria asta ca să funcționeze, pentru că altfel n-am mai avea nevoie nici de președinți, nici de federații, ar fi sportivii. Mai vin și antrenorii și ce fac?
Da, exact asta v-am spus. Dar acum mi-ați răspuns, vă întreb, da, ce rost are o federație. Spuneți-mi, ați fost, am avut o premieră în istoria lumii, anume o întreg, o olimpiadă în pandemie. Ați fost la atâtea olimpiade. Ce diferență a fost între această olimpiadă și celelalte? Deci, știți că... Nu prea s-a vorbit în România despre această olimpiadă. Au vorbit mai multe succesele și insuccesele noastre. Da, povestiți-ne ca un reporter. Ca un reporter. Faptul că eu am fost la 6 ediții ca sportivă, da, 3 ediții ca președinte de federație, să zic că nu e bine pentru că am termen de comparație. Bine, de păi, da, nu, este dar, foarte important, a fost o dar, chestie ciudată. Dar vă spun că eu nu am simțit că a fost o ediție a Jocurilor Olimpice în care să simți spiritul olimpic, să poți, nu știu, când ai terminat competiția, să poți să te duci, să vizitezi, să faci poze, să te plimbi, să faci o cumpărături pentru cei dragi. La această ediție, totul a fost constrâns exagerat. Exagerat în ce sens? În primul rând, trebuia să te înscrii într-o platformă, dacă mă raportez la ce a fost înainte de plecare la Jocurile Olimpice, au stat în izolare totală 2 săptămâni în cantonament cu cei care se ocupau de ei, respectiv bucătăria și toată logistica bazei. Au stat cu ei închiși 2 săptămâni fără să intre și să iasă nimeni. S-au făcut 3 teste înainte de plecare. Trebuia să ne înscriem într-o platformă. Această platformă te urmărea peste tot și vedea cu cine intri în contact zilnic și dacă, Doamne ferește, era cineva infectat cu COVID, atunci obligatoriu te testa și te băga în izolare și puteai să riști să nu participi. Norocul nostru. Da, noroc că noi avem o echipă disciplinată care a știut foarte bine, au fost foarte bine pregătiți psihic de acasă și tot timpul le-am spus că noi acolo ne ducem să ne punem munca noastră pe tavă, să arătăm că suntem buni. Nu am muncit degeaba, toți timpii și toate testările noastre ne spuneau că suntem la bătaie, la medalii. Sportivii au fost foarte determinați și foarte hotărâți pentru că au muncit 5 ani pentru această ediție a Jocurilor Olimpice, extrem de lung cantonamentul, extrem de greu, cu atâta stres acumulat, ba se ține, ba nu se ține, ba du-te acasă, ba vino de acasă, așa, și revin. Te înregistrai în acea platformă, în fiecare zi erai testat, în fiecare zi ți se lua temperatura. Emoții. În fiecare zi, emoții, da, în fiecare zi trebuia să completezi acel chestionar în care să spui, n-am simptome, mă simt bine, nu m-am întâlnit fiecare cu nimeni, zi, tot în fiecare zi, nu a ieșit nimeni. Și sportivii. Și toată lumea, deci numai sportivi, toată lumea. Mască, nu aveai voie, deci nu aveai voie să umbli fără mască, decât a ieșit la antrenament, pe apă, în echipă, deja nu era nicio problemă. Dar peste tot nu aveai voie să nu ai mască la gură. La masă, în satul olimpic. Deci totul era... Nu se simțea spiritul Jocurilor Olimpice. Plecai la antrenament din satul olimpic. Păi se umplea autocarul, se sigila... autocarul. Cum se sigila? Stați cum este un... Da, deci... Cum îl sigilau? Îl sigilau, deci puneau un sigiliu pe ușă ca în timpul drumului între satul olimpic și baza de antrenament să nu oprească, să nu urce nimeni,
Dar ce erau nebuni, cine să urci? Nu erau sportivi? Se putea, erau sportivi, da, se putea întâmpla. Nu știu, îți face un sportiv, îl vezi cu acreditare, îți face cu mâna, ia-mă și pe mine. Deci nu, da. Deci n-aveai voie se sigila, ajungeai la bază, se desigila, te urcai iarăși în autobuz, se sigila, iarăși se desigila. Deci totul a fost foarte exagerat cu aceste măsuri. Dar știți cum e când ai medalia la gât, când munca ta a fost răsplătită într-un rezultat atât de frumos, cu siguranță că dacă îi întrebați pe sportivi, nu i-a deranjat, nu... Da, facem o pauză. Asta e interesant cu sigilatul. Pauză! Am revenit după pauza de publicitate cu doamna Elisabeta Lipă, maestră emerită a sportului. Președintele Federației Române de Canotaj, tocmai s-a dovedit un foarte bun reporter de la Olimpiadă. Înainte de a ne întoarce la Olimpiadă, înțeleg că dumneavoastră vă numeați Oleniuc. Da. Lipă e soțul? Lipă e soțul, da. De câte ori v-au confundat cu Lipa? Aveți o problemă. N-am niciuna. Nu, când scriu une, de ce spun? Da, că e Lipa, că e Lipă. De regulă, vedetele nu iau numele soțului. De ce l-ați luat? Nu vă plăcea numele Oleniuc? Pentru că, nu că nu-mi plăcea numele Oleniuc, dar atunci când m-am căsătorit, în primul rând, eu nu mă consider vedetă. În al doilea rând, nu știu, am crescut așa într-un spirit cu frică de Dumnezeu, cu respectarea tuturor obiceiurilor, datinilor și așa mai departe. Și așa am considerat că atunci când te căsătorești, trebuie să iei numele soțului. Erați vedet atunci? Nu eram nici atunci și nici acum. Era un stat, să cândești, un stat de ucraineni? Da. E un sat micuț, sunt cam în jur de 250 de case. Câți erau români și câți erau ucraineni? Numai ucraineni, dar sunt români ucraineni, deci nu sunt... Nu sunt ucraineni. Nu. Și am înțeles că numele numele Oleniuc era din faptul că erați român ucrainen. Da. Și nu știți ucrainean. Ba da, și cum să nu știu? Știu, pentru că până în clasa 4 eu am învățat limba ucraineană. Limba română era ca o a doua limbă. Am înțeles. Mă rog. Haideți să ne întoarcem. Credeți că această atmosferă, în general, nu neapărat numai la români, au afectat rezultatele? Adică performanțele alea de Olimpiade, s-au dobărât recordul. S-a dobărât un record în vreun domeniu acum? Da. Deci recordul, echipajul nostru de 8+1, în ziua de recalificări a doborât recordul olimpic și mondial și în final a venit pe locul 6. Da, spuneți-mi, credeți că trebuia să se țină? Din punctul meu de vedere, da. De ce? Pentru că jocurile olimpice pentru mine este, nu știu, Olimpiada este ceva sacru pentru mine ca sportiv. Consider că un sportiv nu este împlinit de niciun punct de vedere dacă el nu participă măcar o dată la Jocurile Olimpice. Jocurile Olimpice sunt competiția supremă, care ai niște trăiri și niște sentimente și tot ceea ce ține de cele 5 cercuri olimpice este ceva care nu poți să descrii în cuvinte. Nu poți să... Probabil și educația primită ca sportiv de când am început. Cum ai luat premiul Nobel la literatură. Exact. Asta e unitatea noastră de măsură. În sport ne raportăm la un ciclu olimpic. Nu. Campionatele europene și mondiale sunt niște timpi intermediari pentru Jocurile Olimpice. Și deci, dar nu știam, deci, pentru sportiv, nu atât mondialul, cât olimpicul. Da, deci olimpicul se ține la o dată la 4 ani. Da. Olimpicul nu poți să-l compari cu nicio altă competiție. Normal că și campionatul mondial și campionatul european are rolul lui, are valoarea lui, dar nu poți să compari. Ați făcut parte din staful
acestei comitetului nostru. Da. Deci ați putut intra în contact și cu staful Comitetului Olimpic. Au fost discuții, au fost probleme la nivel nu de sportiv, de staff. Deci eu am avut acreditare în satul Olimpic, la această ediție a Jocurilor Olimpice, să pot să merg oriunde mi-am dorit. Da. Dar eu nu am ieșit din satul Olimpic decât o singură dată când am făcut vizită la ambasada noastră din Japonia. În rest, am stat cu sportivii în satul Olimpic, m-am dus cu ei la antrenament în fiecare zi. În fiecare zi am fost la concurs, în fiecare zi am avut emoții, am retrăit toate acele sentimente pe care le-am trăit ca sportivă. Nu mi-am putut imagina că o să am această stare de emoții cu o seară înainte, de să nu ai senzația de foame și să nu mănânci nimic și să nu ai senzația că ți-e foame. De ce nu trebuie să mănânci nici de asta? Nu că nu trebuie, trebuie, dar starea asta de emoții după care bucuria când cucerești medalia asta nu-ți mai dă nicio stare, nici senzație de sete, nici de foame, nici de nimic. Deci exact am retrăit acele sentimente de bucurie ca atunci când am concurat. Da, erați și un fel de un releu între echipaj, între lotul de canotaj și șefii. Da, ați avut probleme pe care a trebuit să le rezolvați intervenind, ați semnalând ceva? Nu, că nu am avut probleme. Deci nu am altele avut probleme. Au avut. Era posibil. Orice este posibil. N-ați avut probleme. Dar noi nu am avut probleme acolo. Am avut un staff, zic eu, destul de consistent. 13 persoane care însemna 6 antrenori, 2 medici. Dar era și un staff al Comitetului Olimpic Român. Nu, numai el canotajului și nu, stafful. Nu, dar dumneavoastră aveați legătura cu cine când aveați o problemă? Cu șefii de la noi sau cu cei al Comitetului? Nu, cu șefii de la noi. A, care la rândul lor transmiteau. Care la rândul lor, dacă era ceva, nu știu, probabil, ca să ajungi să ai o problemă majoră, poți să ai, nu știu, probleme de doping. Poți să ai probleme de, nu știu, s-a întâmplat ceva curse, în concurs. La o asemenea olimpiadă, cine decid? Factorii care organizează sau Comitetul Olimpic? Factorii care organizează. Comitetul Olimpic. Nu. Comitetul Olimpic, dacă ține ceva de Comitetul Olimpic. A fost ceva... De exemplu, vă dau un exemplu. Echipajul de 4 rame al Italiei, în serii, deci a început concursul cu niște sportivi, deci cu 4 nume de sportivi. Pe parcurs până la finală, unul din cei 4 a fost testat pozitiv. Oh, da. E groaznic. A fost băgat în izolare și altul i-a luat locul. A tras la concurs, a cucerit medalia de bronz, că băieții noștri au venit la argint, au cucerit medalia de bronz și Federația Internațională, Federația Italiană a făcut adresă către Comitetul Olimpic Italian ca să fie medaliat, premiat și cel care a tras prima dată, prima cursă, în prima zi. Normal că Comitetul Olimpic Italian a făcut solicitare către Comitetul Internațional Olimpic, a primit această aprobare și la pontonul de premiere... Fetele noastre au avut în fiecare zi emoții la teste? Vă imaginați ce înseamnă? Cum nu? Nu. Păi putea să zică că... Putea să zică, dar n-am avut nicio emoție la teste, pentru că, vă spun și de ce, nu ne-am abătut de la regulament, nici măcar un centimetru. Știau foarte bine că merg la masă cu masca pe față, se așează la masă, locurile erau separate, deci nu, chiar dacă era întinsă pe o suprafață destul de mare sala de mese și parter și etaj, dar fiecare loc era separat cu separatoare din astea, din... Da, da.
plastic, plexiglas. Presa și, presa a avut acces? Da, sigur că da, a avut presa tot acces, tot cu măști, dar la distanță. Aveau microfoane. Ah, am înțeles, da. Nu putea să vă iei interviu. Da, nu stăteam foarte aproape unii de alții și chiar nu am avut de ce. Se mergeau la masă pe echipaje, că nu mergeau așa răsfirați. Da, apropo de asta, înainte de adică pauză. Ține, asta ține de disciplină. Ați fost la atâtea olimpiade. Nu te apuc așa disperarea seara dinaintea concursului, că ți se întâmplă ceva noaptea, că n-ai dormit bine, că te doare stomacul, ai emoții de astea? Da, sigur că da. Deci am avut, nu dau așa un exemplu, la Atena, noaptea de dinaintea finalei n-am închis un ochi toată noaptea. Am stat în pat, încercam să mă gândesc la altceva, dar gândul îmi revenea înapoi la ceea ce aveam de făcut a doua zi. Îmi puneam tot felul de întrebări, de ce, pentru ce mi-a mai trebuit să trec prin emoțiile astea, că am fost de atâtea ori, știu cum e, și tot eu mă încurajam. Păi am muncit atâta, am demonstrat că suntem în stare, ce să ni se întâmple? N-are ce să ni se întâmple, că încă o cursă și gata, promit, asta e ultima. Adică ai așa, porți o discuție tu cu tine și sunt normale emoțiile. Nu poți concura fără emoții. Dar emoțiile trebuie să fie constructive. Nu mă refeream la emoția că intervine mâna lui Dumnezeu și se întâmplă ceva în timpul nopții. Nu știu, te îmbolnăvești sau... Asta e marea problemă. Nu, Dumnezeu a demonstrat de atâtea ori că este român. Am înțeles. Încât nu ne dă stări din astea de neputință noaptea. A fost în tot lotul nostru cineva, nu mai țin minte, care a avut probleme cu testările? Lotul nostru nu. Tot lotul României. Lotul României, nu mă refer numai la lotul de canotaj. Facem o pauză. Am revenit cu doamna Elisabeta Lipă, care este Lipă și nu Lipa. Asta ca să știe ce care... Dar nu, de mult nu se mai face această greșeală. Spuneți-mi, pe vremea comunismului, fiecare națiune socialistă își făcea o, aproape ca îndeplinirea cincinalului în obținerea unor premii. Mai este acum o preocupare la nivelul unei țări? Adică, vine olimpiada și hai să obținem și noi, la nivel politic vorbesc. Deci vreau să vă spun că această ediție a Jocurilor Olimpice s-a desfășurat sub un anonimat... Asta așa, în România. În România, da. M-ați întrebat de România, nu de... Da. Sub un anonimat total. Deci, în primul rând, nimeni nu ne-a întrebat dacă avem nevoie de ceva, dacă n-avem nevoie, dacă... ne susțin, dacă avem nevoie de o vorbă bună, că nu neapărat de bani, că de bani am înțeles cum a început, am primit bugetele la începutul anului, bugetele au fost mult, mult, mult mai mici față de bugetele anilor anteriori. Deci am plecat cu stângul de la începutul anului. Am avut noroc cu susținerea Comitetului Olimpic, pentru că Jocurile Olimpice se desfășoară sub egida Comitetelor Olimpice Naționale și atunci obligația Comitetului Olimpic este de a sprijini loturile. Eram așa, ca știți cum e într-o familie, când părinții sunt divorțați și copiii fug de la mama la tata, dacă îl ceartă unul, e mai bun celălalt. Așa am fost și noi. Dar nimeni. Presa a început înainte de jocuri puțin să înceapă, să scrie, să întrebe. Dar nu ca alte vremuri. Nu ca în alte vremuri, sub nicio formă. N-am înțeles. Și plecarea, și sosirea, și... Totul a fost ca și cum veneam sau participam la Jocurile Balcanice. Cum n-am înțeles. Deci nu găsesc nicio explicație. Eu înțeleg că sunt 1100 de probleme în țară. Dar toți umblăm pe afară. Da. Ce nume auzim că se vehiculează? Da. Totuși, sportul a demonstrat că este...
cel mai bun ambasador al unei țări și eu cred că sportul românesc a demonstrat asta de atâtea ori. Normal că ne-am dorit cu toții rezultate extraordinar de bune, dar în condițiile astea, când sportul este pe nicăieri, în școală nu se mai face sport, selecție n-ai din cine să faci, din școli te fugăresc, directorii nu te lasă să intre să selecționezi pentru că da? Ei copii... Da, deci noi ne întâmpinăm, avem... Cum? De ce nu te lasă directorii? Păi nu te lasă să intre în școală, că ei e copii și atunci dacă nu îndeplinește un număr de, de copii, de elevi, cu siguranță că școala aia se comasează cu cealaltă și tot așa, adică dispar funcții de directori, de adjuncți, de nu știu din ce motive, dar se face extrem de greu selecția. Finanțarea cluburilor sportive este la pământ. Cluburile municipale, sportive municipale, astea ale MTS, vorbesc de stat, nu private, și sunt la pământ. Am ajuns de nu au bani să participe la un campionat național care durează 2-3 zile. Nimeni. Eu mă bucur că acum la săptămâna trecută, când președintele României a primit medaliații, a onorat cu meritele... Ați fost și noastră? Da, am fost și eu acolo și am auzit pentru prima dată că sportul trebuie să devină prioritate națională. Deci mă bucur enorm de mult că a scos această frază și eu sper ca cei care au obligația să facă sportul o prioritate națională, sportul, noi nu vorbim de performanță. Da, dar știu, noi vorbim de preocuparea noastră. Noi vorbim de mișcare, noi vorbim de sănătatea copiilor noștri. Sportul de performanță și de înaltă performanță fac doar cei care au talent, care au ceva lăsat de Dumnezeu. Dar cu siguranță că vor fi mulți mai mulți copii în sportul de performanță dacă noi vom avea o bază extrem de bună. Iar baza nu o face MTS. Baza o face Ministerul Educației, baza o face Ministerul Sănătății, baza împreună cu Ministerul Tineretului și Sportului. Și eu sper acum să termine și domnul ministru cu Jocurile Olimpice, pentru că participă la Jocurile Paralimpice, să termine și să vedem cu de unde o apucăm și pe unde ne ducem, pentru că dacă uităm aceste locuri și de la Rio și de la Tokyo pe care noi ne-am situat, Parisul este extrem de sumbru pentru noi. Extrem de sumbru. Cum vă explicați acest rezultat prost anul ăsta? De rezultatul prost, acest prost al delegației României este egal cu indiferența statului român asupra acestui domeniu, care este inexistent. Deci, domnule implicarea Lipă, statului român este inexistent. În ultimii 30 de ani e mai mare indiferența acum decât acum 20 de ani? Da, deci dacă mă întrebați de la o scară de la 1 la 10, dacă acum 30 de ani sau 20 de ani eram... Vorbim la, de o tranziție chiar. Da, la maxim, adică la 10, acum dacă, deci să zic așa, cu indulgență maxim 2. Deci avem de a face cu o scădere treptată, nu cu o creștere a indiferenței, sau brusc s-a întâmplat ceva? Nu brusc, este treptată. Aceste rezultate sunt o consecință a ceea ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani, să zic. Și o ultimă, pentru că deja ne apropiem de sfârșit, sau chiar de asemenea, spuneți-mi, la un moment dat ați avut o dispută cu ministrul Drulă. N-am înțeles nimic. Care, nu, eu n-am înțeles care e problema cu lacul. Deci, spuneți-ne didact. Eu n-am avut nicio dispută cu domnul ministru Drulă. Dacă așa interpretat. Eu am considerat că atunci când am venit de la Jocurile Olimpice, era momentul mulțumirilor tuturor celor care au fost lângă noi. Sponsorii, autorității,
autorități ale statului, pentru că nu poți să te descurci de unul singur. Și am zis, este momentul mulțumirilor. I-am mulțumit și domnului ministru Drulă că nu mi-a răspuns la telefon și nici la mesaj. Dar de ce trebuia să vă răspund? De ce? Deci, cât a fost vremea capricioasă, noi ne făceam antrenamentele, dar pe lacul Snagov era liniște. Cum a venit căldura, au început și șalupele să crească precum ciupercile după ploaie. Care particulare. Particulare, da. Da. Care mai de care, mai performante, mai cu mulți cai putere, nu se respectă nimic, nimic, nici. Fiecare circulă pe unde poate, pe unde vrea și nimeni nu-l întreabă nimic. Și atunci, toate antrenamentele noastre de după masă erau ratate, că dimineața nu se trezesc la ora aia să se plimbe, când noi ne antrenăm. Și dimineața e bine. După masă era jale. Și atunci ce să fac? M-am apucat să scriu hârtii. Autoritatea Navală Română, Poliția Transporturi Naval. Când am văzut că tot nu se simte nimic, l-am sunat pe domnul ministru Bode. Mi-a răspuns. Da. A zis, Elisabeta, eu te ajut cu tot ce pot. Dar noi suntem legați de mâini și de picioare. Noi nu putem da amenzi. Poliția Transport Naval. De cine depindea rezolvarea? Păi, rezolvarea depinde și acum de Ministerul Transporturilor. Cum depinde și acum? Nu s-a rezolvat? Păi, nu s-a rezolvat încă, pentru că trebuie să facă un ordin de ministru, să facă niște modificări la lege. În ce constă? Că e aproape ca o petiție. Păi, ca ce o petiție. Trebuie să facă? Ce trebuie să? Trebuie să limiteze caie putere, să limiteze viteza. Păi, nu numai pentru sportivi, în general. Păi, în general, dar ați văzut și la Orșova ce s-a întâmplat pe Dunăre. Da. A intrat unul ca în brânză într-un deci echipaj de că fac ce vor acolo cu... Exact. Exact. Asta trebuie să facă. Pentru că nimeni nu spune fugiți de pe Snagov că noi avem nevoie de liniște, ci pur și simplu noi trebuie să conviețuim împreună. Noi aveam reclamații că folosim portavocea și îi trezeam dimineața din pat, erau cu tensiune la 200, dacă strigau antrenorii, corectau sportivii prin portavoce. Da. Și noi am cumpărat stații și atunci antrenorul vorbește prin stație, sportivul are stație în barcă, aude... A, nu știam că asta era o problemă. Era o problemă mare, deci poporul. Deranjam poporul vilele. Dimineața, vilele, că la ora 6, jumate, 7, noi ieșeam la antrenament, normal că se aude ecoul lacului, liniștea aia. A, și-ați rezolvat Și noi am rezolvat problema, adică am dat dovadă de bună credință și că vrem să facem ceva. Ei nu au dat dovadă de nimic, ba din contră, de la an la an este mai rău. Acum, sincer, mă bucur că am văzut pe un hangar, un banner cu felicitări echipei olimpice de canotaj. Nu știu al cui este acel hangar de barcă, dar jos pălăria, asta înseamnă că apreciază ceea ce facem și poate să fie un model pentru ceilalți locatari ai Snagovului, da, ca împreună să găsim o soluție de conviețuire. Da, o întrebare adresată și ca și cum ați fi ziaristă. Ei de ce merg cu barca aia? Să se plimbe. Deci... Păi beau bere, șampanie, nu de dragul, le place nu viteza. De dragul sportului. A, păi dacă ar fi de dragul sportului, ar avea respect pentru... fel de ghiorțenism acolo. E un fel de agrement, așa să zic, nu ghiorțenism. Nu, am înțeles, agrement și cu cât ai din ăla mai mare, nu-i așa? Da. Cu atât ești mai tare. Cu atât ești mai șmecher și faci valurile mai mari și dacă mai ai și ceva în cap, câteva grade și asta, începi și faci slalom printre bărci și sportivii încep să țipe și atunci plăcerea este și mai mare și faci valuri și mai mari și te mai întorci odată și dacă te înjură unul, îl apostrofezi în ce sens? Că intru cu barca în tine. Deci asta e comportamentul pe lacul Snagov și nu e normal. Da, așteptăm să se rezolve ca să puteți, oricum ați rezolvat că nu mai spuneți cu portavoce. Sunteți bună de reporter. Da, aștept propune. Da, a fost o încântare, doamna Elisabeta Lipă. Mulțumesc, dumneavoastră, spectatori. Ne revedem sâmbăta viitoare la aceeași oră.